A fost panica seara în capitală. Un incendiu de proporții din cartierul Ferentari a pus pe jar sute de locuitori ai unui bloc. Fațada imobilului a ars ca o torță până la ultimul etaj. A fost o mobilizare masivă de pompieri și medici, iar 8 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii au fost nevoiți să-și caute cazare pe la rude și prieteni, iar mulți au stat sub cerul liber. Deocamdată nu se știe de la ce a izbucnit vâlvătaia. Alarma la 112 a fost dată puțin după ora 21. Din imagini se vede cum flăcările se extind cu repeziciune și au făcut ca fațada blocului să ardă ca o torță. La momentul ajungerii echipajelor de intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta la fațada unui bloc cu 10 etaje, de la nivelul 2 până la nivelul 10, fiind afectate și 18 apartamente din interiorul blocului. Peste 100 de persoane au fost evacuate de urgență din calea flăcărilor, iar odată ajunși în fața blocului, locuitorii au asistat la scene cutremurătoare, fiind neputincioși în fața flăcărilor. Pentru gestionarea situației de urgență produsă s-a acționat cu 14 auto speciale de stingere de incendii, 3 autoscări, o descarcerare, 4 ambulanțe smurt, 2 unități de terapie intensivă mobilă și în sprijin am avut 2 ambulanțe de la SABIH. Au fost 8 persoane asistate medical, dintre care una a fost transportată la spital. După aproape 2 ore de muncă intensă, pompierii au reușit să pună capăt focului, însă în urmă au rămas pagube uriașe și peste 120 de oameni fără un acoperiș deasupra capului, cel puțin temporar. Pompierii nu le-au permis oamenilor să rămână în bloc în următoarele 24 de ore, așa că mulți au primit ajutor de la primărie, au apelat la rude sau la prieteni sau chiar au dormit sub cerul liber în fața blocului. Cauzele incendiului nu au fost stabilite încă, însă viceprimarul Mircea Nicolaevici spune că focul a pornit de la bucătăria unui apartament sau chiar de la coaforul situat la parterul imobilului.